A fost extinsă ancheta în cadrul dosarului ce vizează frauda imobiliară din complexul White Tower. În acest caz, 9 persoane au fost duse cu mandat la audieri la sediul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești. Doamnelor și domnilor, începe turul de forță. Suntem Alina Tănăsescu și Cristi Georgescu și astăzi facem o amplă analiză asupra unuia dintre cele mai controversate subiecte ale momentului. Activitățile din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești au avut loc în dosarul ce vizează construirea a 10 de apartamente în plus față de numărul prevăzut în autorizația de construcție a blocului White Tower din municipiul Ploiești. Au fost făcute și 10 percheziții în Prahova, Dâmbovița și municipiul București la sediul unor instituții publice și la domiciliile unor funcționari publici și persoane fizice. Dezvoltatorii vizați de anchetă, care se află în prezent în arest preventiv, ar fi construit un alt etaj față de ce era prevăzut în autorizație. Au rezultat astfel 30 de apartamente în plus, care au fost vândute de mai multe ori. Acum procurorii vor să vadă în ce mod s-au dat autorizațiile respective. Arhitecta șef a orașului a fost și avizată de anchetă alături de alți funcționari din primărie. Alături de noi se află Virgiliu Cercel, director al Trustului. Virgil, mulțumim pentru prezență. Bună seara, mă bucur să fiu alături de voi. Îi salut și pe telespectatorii noștri. Și bineînțeles, colegul nostru Marius Marinescu. Marius, bine ai venit. Bine v-am găsit. Iată un subiect extrem de controversat. Alina, o să încep cu Virgil. Două dosare cu aceeași cauză. Cum vezi parcursul anchetei la acest moment? Mai ales că vom încerca puțin mai târziu să aducem așa pe tapet toate datele acestei probleme. Într-adevăr, sunt două dosare care tratează fapte diferite, în mod evident. Unul dintre dosare se referă la infracțiunea de înșelăciune și alte infracțiuni asociate, fals, uz de fals, uz de fals în formă continuată, iar celălalt dosar se referă la nereguli, cred că le putem spune cel puțin, în ceea ce înseamnă procesul de autorizare a unor activități de construire și de nerespectare a prevederilor acestor autorizații de construire și a normelor în materie. Cu privire la modul în care se desfășoară, este evident că se extinde grupul celor implicați în aceste fapte, cel puțin nelegale, da? Vorbim de suspiciuni de infracțiuni serioase, vom vedea până la ce nivel se va ajunge și, într-un final, câte persoane, în afară de cele pe care tu, Alina și Cristi, le-ați anunțat mai devreme, le-a scos în evidență, către câte persoane se vor îndrepta acțiunile parchetului de pe lângă Curtea de Apel și a instituțiilor care lucrează împreună cu PCA-ul în aceste dosare. Sper să fie o acțiune care să aibă, în afară de rolul corectiv, și un rol preventiv cât se poate de serios, astfel încât, dacă mai există persoane care își propun în calitate de investitori sau asociați al unor investitori, oameni implicați în astfel de dezvoltări, să procedeze de aceeași manieră, așa cum spuneam, sper ca acțiunea PCA să aibă un rol cât se poate de serios de prevenție. Astfel încât, adică să fie mesajul: oameni buni, stați în banca voastră, vedeți-vă serios de treabă, nu umblați nici să înșelați lumea și nici să faceți profit, nerespectând normele de construcție și normele de autorizare. Marius, aș vrea să te întreb și pe tine, având în vedere faptul că blocul era inițial construit cu destinație de birouri,
cum a fost posibilă edificarea lui? Sunt diriginți de șantieri, funcționari care trebuie să facă o recepție? Nu s-a putut depista mai devreme aceste neconformități? Ca și în emisiunea trecută, unde m-am lămurit așa cât de cât, având în emisiune un păgubit în poveste, faptul că momentul în sine trezește multe semne de întrebare, pentru că acțiunea în sine pare, și invitatul din emisiunea trecută a spus-o răspicat, că a fost o acțiune premeditată. Și atunci, când ai pomenit de dirigente de șantier, de cel care, constructorul și așa mai departe, eu cred că în continuare ideii spuse de unul dintre păgubiți, cred că asistăm la o acțiune tipic mafiotă, în care ai nevoie, ca să poți să desfășori o astfel de țeapă imobiliară, că nu vorbim doar de 30 de apartamente, sunt 30 de apartamente, pe de altă parte sunt foarte mulți păgubiți nedeclarați, care n-au depus plângere. Aia probabil că așteaptă să-și facă la rândul lor, nu știu, așteaptă probabil să construiască, să le dea cineva cândva banii. Da, 30 de apartamente sunt doar pe ultimul etaj. Exact. Corect, că vorbim despre modificarea, de corect, modificarea unei cote, unei grinzi, și astfel pe aceleași dimensiuni s-a edificat cel de-al nouălea etaj, care era de mansardă. Totuși, corect, oameni buni, să facem, Marius, Cristi, să facem astfel de lucruri... O secundă, Cristi, ca să termin ideea, ce vreau să spun. O astfel de acțiune care clar că are un fir tipic unei înșelăciuni premeditate, nu se putea face și se vede fără un... Cum e în mafia italiană? Ai nevoie de un om de afaceri, ai nevoie de un personaj care să-ți asigure legalitatea, unul dintr-o structură de forță și unul din justiție, într-un fel sau altul. Și cu funcționari de statului puși să aplice legea. În cazul de față vedem perchezițiile sau reținerile de la urbanism din Prahova. Deci, cred că povestea asta a fost gândită de la început ca o mare țeapă, și pentru mine ar fi interesant să aflăm cine a fost capul, cine a gândit toată rețeaua asta, toată țeapa asta. Păi deja sunt câteva date, Marius, Virgil, Alina, în sensul în care, dacă sunt să ne uităm, potrivit datelor din anchetă, eu am reușit să citesc și alte documente pe surse, totul a plecat de la o idee clară de a schimba un imobil de birouri în cele de locuit, da, în spații de locuit. Deci el a fost de birouri. Proiectul și potrivit sine nu diferă cel de birouri față de cel de apartamente. De principiu, da, dar se pot recompartimenta spațiile. N-a fost atât de greu. Dacă am putut să edificăm un alt etaj, acum să modificăm niște spații, cred că n-ar fi atât de greu. Problema nu e atât de gravă dacă vrei să transformi destinația unui imobil din cel de birouri în cel de locuit. Acest bloc, potrivit informațiilor, înainte de a fi cumpărat de către acești constructori și de a fi modificat, a fost dobândit de la altcineva. Sunt informații pe care le avem la acest moment. Ceea ce este important, și asta vreau să discutăm, și atât, domnule Virgil, se poate întâmpla lucruri de genul acesta. Practic, dacă sunt să ne gândim, sunt persoane care au putut să intre în posesia apartamentelor, informațiile noastre, persoane suspuse. Alții, din păcate, n-au mai putut, pentru că apartamentele lor s-au vândut și de 5 ori, mă rog, ca o medie. Dar cei care s-au mutat deja acolo au documentele făcute? Da. Cei care sunt acolo au documentele perfect valabile, după ce în spatele lor stau alte documente false, ca să zic așa. Și acum, dacă reiese faptul că vedem ce va urma, etajul nou care nu este construit cum trebuie, ce se întâmplă mai departe? Dărâmă blocul? Spuneau că la un moment dat, dacă nu obțin o autorizație, dar acum e de văzut cum se mai obține această autorizație, că, slavă Domnului, am văzut că tot se verifică, se fac anchete în sensul ăsta, e posibil ca, mă rog, dacă nu se mai pot pune în legalitate, să
fie anulate acele apartamente, dacă nu cu totul. Adică oricum oamenii trebuie să fie despăgubiți, pentru că până la urmă, într-o astfel de situație, dacă blocul corespunde, acum nu știu, și din nou îl întreb pe Virgil sau după aia să ne spune și Marius punctul lui de vedere. Oamenii, dacă din punct de vedere, eu știu, al variantei de seismicitate, totul este în regulă, oamenii nu sunt vinovați, i-au cumpărat de bună credință niște apartamente. Ce s-a întâmplat, apropo de această caracatiță, așa cum spunea și Marius, aici e de văzut, Virgil. Ai făcut referire puțin mai devreme la faptul că persoane suspuse au intrat în posesia unor apartamente. Da, nu știu cine sunt aceste persoane, nici nu mă interesează la acest moment să comentez, nici măcar nu știm dacă sunt suspuse. Poate că așa sunt clasificate, ca să spunem așa, între ghilimele, de către unii sau alții, sau poate chiar dânșii spun acest lucru despre dânșii. Dar nu sunt chiar de acord cu tine în legătură cu transformarea simplă sau fără probleme a ceea ce înseamnă o clădire de birouri într-o clădire de locuințe. Compartimentările, în mod evident, sunt de altă natură. Este o greutate suplimentară care apare pe structura de rezistență, plus faptul că acolo locuiesc permanent familii, mobilier de altă natură, da? Mobilierul casnic e cu totul altceva decât mobilierul de birou, da? Dacă ea a fost proiectată și calculată pentru ceea ce înseamnă o clădire de birou, nu e tot una cu blocul de locuințe. Păi te gândești atunci, te gândești ce e legal în toată povestea, dacă de la început au pornit lucrurile ca fiind și se încep cu niște, cu astfel de construcție, o cer pentru birou, o faci de locuințe, după care încep și o vinzi, faci alt etaj, altă bugomanie, după care te trezești că le vinde și partea pe alea de 3-4 ori fiecare. Poate că această gândire, Marius, în legătură cu suplimentarea cu un etaj și practic cu 30 de apartamente, ceea ce, să fim serioși, pune o sarcină suplimentară pe structura de rezistență și o sarcină deloc comodă. Ne aducem aminte că în Ploiești mai există un bloc despre care se cunoaște că el a fost construit greșit. Intenționat, poate puțin greșit, cu vreo două etaje în plus, care s-a înclinat, nu? Da. Așa? Și el în acest moment nu mai locul poate... de la Kaufland. Așa. Nici nu poate fi folosit, nici nu-l demolează nimeni, că probabil câteva milioane de euro costă această demolare, da? Și nu doar demolarea, Virgil, ci pur și simplu... Da, trebuie să întrerupă activitatea hipermarketului din zonă preț de două zile și ar trebui cei care fac această... Nu cred că asta ar fi o problemă, să întrerupem activitatea unui hipermarket din motive de siguranță. Pentru două zile, da? Da. Din motive de siguranță pentru două zile. Trebuie să-i plătească vânzările pe două zile. Chiar nu cine face operațiunea, cine o finanțează, practic. De făcut operațiunea o face un constructor, un demolator, da? Dar acum cine să demoleze blocul acela? Primăria? Păi noi avem probleme cu banii și așa, noi să mai plătim încă 5 milioane de euro. Ce să mai facem, da? Cu aceste activități? Întorcându-mă, nu știu dacă această idee, care e tot o idee de infracțiune, cu majorarea cu 30 a numărului de apartamente în bloc a apărut poate de la început, în sensul, cum ai spus, Marius, că a fost ceva premeditat în legătură cu infracțiunea de înșelăciune, și eu cred vânzarea... că e adevărat ce spunem, cer scuze că întrerup, pentru că până la urmă, dacă sunt să ne gândim, a văzut oportunitatea de la început, da. Adică și schimbarea destinației acestui imobil. Dar... A fost gândită clar de la bun început. Pe mie mai e un semn de întrebare aici. De fapt, sunt atât de multe semne de întrebare vis-a-vis de scandalul White Tower, încât, da, așa, printre ele, unul la mână, vedem că au fost percheziții și în alte județe.
nu vedem o logică, da? Dâmbovița și Constanța pe lângă Prahova, foarte corect, Marius, foarte corect. Este un lucru. Al iar acum și la București, scuze, acum și la București. Și la București. Iarăși nu e ceva care nu nu Constanța, Dâmbovița și București. Bo, da, deci și în așa este spus la declarația inițială pe 22 sau 24 ianuarie, că au fost și în Constanța. Pe urmă mai e un lucru, de ce n-au depus ceilalți plângere? Sunt prieten cu cei care sunt acum în arest sau sub control judiciar. Da, foarte bine ai spus, Marius, pentru că cei care veneau să se plângă spuneau că mulți erau apropiați și că au făcut diverse înțelegeri. Pe de altă parte, Cristi, te întreb așa, sunt apropiați, păi tu le tragi țeapă apropiaților sau, ok, poate n-ai vrut să le tragi țeapă, ca așa cum spunea fostul invitat din emisiune, Păgubitul. Păi n-ai vrut. Ceva te-a împins la un moment dat să începi să păcălești și pe ceilalți, pe apropiați. Pentru că asta e surprinzător pentru mine, într-un complex atât de mare, să ai doar 16 erau. Sau cât sunt cei care au depus plângere. 16 plângeri apar oficial în documente. După aia mai încă un aspect. Mă, nu știu câți dintre noi, nu vorbesc dintre noi de aici din platou, vorbesc dintre noi în general, așa, dintre cunoscuți, să aibă, majoritatea sunt cu 4, 5, 6 apartamente cumpărate dintre cei. Dintre ei, marea majoritate a celor care au 4, 5, 6 apartamente nici n-au depus plângere. Adică, dar sunt, Marius, sunt și oameni simpli care și-au cumpărat foarte un singur corect apartament, chiar cunosc o persoană, da, care da lucrează în străinătate și a vrut pentru copii să cumpere unul din aceste apartamente. Nu a făcut. A rămas cu dorința. A rămas cu promisiunea. Și a făcut o felul de chestii acolo, dar nu poate intra, nu poate folosi apartamentul. Probabil aparține al cuiva la acest moment și de asta. Adică sunt mulți și oameni simpli care poate n-au puterea sau nu vor sau nu cunosc să meargă mai departe. Le teamă, n-ai de unde să știi. Corect. Da. Este important de văzut și o să ne raportăm și la a doua parte a emisiunii la câteva materiale, pentru că vom vedea acolo o declarație surprinzătoare a arhitectei șefe, dar asta în a doua parte a emisiunii. Însă vreau să continuăm acum această discuție pe care o avem și să te întreb un lucru, Marius. Data trecută tu erai foarte atent la ce spunea Păgubitul, invitatul nostru din emisiunea Tașa Alinei de la față Verso. Tot timpul ei explicau despre faptul că cereau puncte de vedere, cereau explicații dezvoltatorilor. De fiecare dată erau pasați. Oamenii ăștia oare nu și-au dat niciodată seama totuși că pot deveni victime? Adică în momentul în care vezi că altcineva s-a mutat în apartamentul pe care tu sau cu care da încheiați o promisiune, Cristi, atunci deja... Cristi, e o chestie de bun simț. Dacă ești un om de bună credință, crezi că omul din fața ta cu care discuți, cu care poate, cum a fost cazul Păgubitului, avea ceva istoric în spate, mai făcuse două achiziții pe care le-a văzut, pensionar fiind, le-a văzut ca un business, să trăiască, a luat un apartament mai ieftin. Și deci nu i-a suspecta oricum pe toți de altceva decât de bună credință. Până la un moment dat, momentul în care omul s-a sesizat, ați văzut și voi în emisiune, s-a sesizat după ce a venit, a fost dus cu vorba, tocmai pentru că avea un istoric bun cu dezvoltatorul. Și atunci, pentru mine, eu pot să înțeleg uman cum se întâmplă un astfel de lucru. Nu pot să înțeleg autoritățile, nu pot să înțelege pe cei care trebuiau să vină să verifice construcțiile, nu pe omul în sine, că n-are omul nicio vină. El a vrut să facă un business sau pur și simplu a vrut să ia un apartament să mute în el. Nu, n-aș vedea acolo problema. Acolo este o astfel de afacere cu astfel de consecințe, nu cred că putea fi făcută fără complicități de la cel mai mic funcționar la cel mai mare decident. Nu cred, mi-e greu să cred. Adică tu când ai văzut, toți vedem când intrăm în oraș mastodontul ăla, da? N-ai cum să treci pe acolo. Nu e ceva greu de trecut cu vederea. Să zici, băi, am făcut la marginea orașului. Pe de altă parte,
Nu știu dacă știți, dar există și astfel, altfel de cazuri, tot în județ. Nu e doar vorba de blocul White Tower. În situații similare se află, dar nu se știe deocamdată pentru că nu e nimic cert, dar cu promisiuni de vânzare și în alte blocuri din oraș. Tot al celor de la care au dezvoltat aici, sunt blocul cumpărat pe strada, nu știu, strada, dar între Hale și Calagiale. Și Calagiale. Unde iarăși, nu știu, da, pe Romană probabil, dintre Covriș Calz și semaforul de, cu oilor. Sunt în aceeași situație oameni care au cumpărat și n-au decât o promisiune de vânzare nelegalizată, majoritatea, și acum le legalizează ca să fie cât de cât prinși. Deci mai am auzit că mai există un caz similar la Păulești și nu vreau să vorbesc prostii, dar acolo lucrurile sunt mai grave. Dezvoltatorul a murit subit. Adică sunt niște lucruri, tot așa, cu vânzarea acelor lucruri de vânzători au vândut de mai multe ori același imobil. Cam asta e o tactică. Și la Alba Iulia am citit cu toții că au tot apărut în ultima perioadă. Pare a fi o schemă. Nu știu dacă este cazul să comentăm mai mult decât am comentat deja cu privire la intențiile unor oameni, pensionari sau nu, indiferent de unde ar avea și ce fel de venituri ar avea cu privire la intențiile de a achiziționa unul sau mai multe apartamente, la unii poate spun post de investiții, poate au muncit în străinătate, cum era și cazul unuia dintre păgubiți. Plecând de la ideea lui Marius, la primărie cum s-au putut face așa ușor unele formalități? Că e primărie. Până la urbanism, Alina, eu îmi pun întrebarea, ce le-a dat siguranță, Marius, asta zic acestor și eu, oameni și celor mai din vârful piramidei și celor mai de jos care au fost practic niște pârghii, ce le-a dat siguranța că lucrurile vor funcționa pentru ei? Așa cum spuneam în debutul emisiunii, vorbim de două dosare distincte cu suspiciuni, cel puțin, ca să ne exprimăm într-o formulă mai ușoară, de infracțiuni diferite, da? Adică, pe de o parte, îți fac promisiunea că îți vând 1, 2, 3, 5, 7 apartamente, și ulterior, de fapt, ele au fost vândute altcuiva, nici măcar nu-ți returnez banii, așa cum am aflat chiar de la păgubiți. Unora nu li s-au... Că unora și cu unul singur, au și cu un singur apartament, tot infracțiune, da, tot înșelăciune este, deci... Mă refer la cei care sunt unii care au cumpărat cu prețuri derizorii niște apartamente și asta ridică iarăși Cristi și Alina, adică niște mari semne de întrebare când ai 20 ceva de mii pe un apartament și te aștepți, sau 40 de mii în alte cazuri, să-ți iei un apartament care vedem cu toții că sunt 70-80, adică aproape dublu, dacă nu chiar mai bine. Vorbim despre un complex imobiliar edificat în zilele noastre, nu vechi, sau mă rog, să te gândești că ar putea să aibă anumite aspecte. Știți foarte bine că din punct de vedere al fluxului investițional, ca să mă exprim așa, cu cât vii mai din faza de greenfield, ca să zicem așa. 25 de mii de apartament. Nu știu, poate o fi fost avansul, poate nu o fi fost prețul final. Dar revin. Ce le-a dat siguranță acestor oameni? Că lucrurile se vor încheia cu bine. Ce le-a dat? Bun. Și să spunem că cei care au beneficiat de bani, nu știu, poate au gândit într-un fel, dar funcționarii din cadrul instituțiilor cu atribuții de urbanism, cadastru și ce instituții mai sunt ele care trebuie să pună în aplicare reglementările, da? Să urmărească dacă lucrurile sunt în regulă. Deci erau niște pârghi. Lor ce le-a dat siguranță? Eu asta îmi pun întrebarea. Cu siguranță e vorba aici despre foarte multe necunoscute, având în vedere toate aceste probleme cu care se confruntă. Dosarul, iată, s-a scindat, mă rog, sunt două dosare, că nu vorbim de o disjungere în acest caz.
Acum, știm foarte bine că, oricum, foarte multe publicații au dat diverse nume, au vorbit despre diverse persoane implicate aici și încă de la început aveam această informație că vor mai apărea tot felul de persoane care au lucrat la această caracatiță destul de bine organizată, să spunem așa. Da, un lucru ciudat este și faptul că prețurile pe aceleași apartament de două camere, dau un exemplu, odată prețul pentru o persoană e 25.000 de euro, pentru o persoană e 46.000 de euro, adică prețurile nu sunt prețurile standard. Au fost diferite în funcție de cumpărături. Exact. De cumpărători. Am mai discutat și eu cu alții dezvoltatori și apartamentul de 50 de metri pătrați era undeva la, dau un exemplu, 60.000 de euro, cel cu 3 camere 90.000 și așa mai departe, adică erau niște prețuri bine stabilite. Aici, din ce am văzut și ce am înțeles, dacă aveai părul blond, luai cu 25.000 de euro, dacă erai brunet, preferințe. Luai cu și 40.000. Evident că multe se dădeau pe alte fel de alte adică tipuri de facilități. Adică nu există nici aici, nu există un lucru, un reper după care să te iei, le dai așa, chiar dacă ești dezvoltator. Da, n-ai nici permiteau să facă propria lege, dacă ar fi să ne uităm. Da, sigur că da, aici nu poți să-i judeci. Nu i-aș judeca, dar măcar un pic de instinct de conservare trebuie să ai când vrei să, când dai pe un apartament 25.000 și că nimeni, acum între noi fie vorba, că toți sunt foarte mulți dezvoltatori, cum poți să-ți imaginezi că e un fel de caritas până la urmă, dai 25.000 de trei ori mai mult sau și într-un an de zile, adică nu... Păi așa, mai să ne apucăm toți de construit, că știm că asta e cheia succesului. Sau măcar de investit. Sau de investit, da. Facem repede să investiți în situații astea. O să vă întrerup acum pentru o scurtă pauză de publicitate. Revenim apoi cu acest subiect și vedem exact ce alte controverse apar în acest caz. Am revenit la turul de forță. Virgil, totuși, apartamentele vândute de mai multe ori, cât de ușor poate să fie păcălit acest client? Se întrebam și înainte. Ideea este în felul următor. De foarte multe ori spuneau acești investitori despre faptul că puteau să primească un alt apartament fără niciun fel de problemă în celălalt imobil. White Tower, City Gate, de care tot vorbeam. Adică, mulți dintre ei, de altfel, au fost și cei care... Da, au spus, domne, aia e, decât să nu am un apartament în blocul ăsta, lasă să mă duc în altul, oriunde ai fi, numai să pățești ceva, atunci când deja și-au dat seama că e posibil să nu mai vadă absolut niciun apartament. Da, din punct de vedere financiar, în mod evident, dacă te prezinți ca și potențial cumpărător, practic ca și investitor, Marius, nu? Să achiziționezi 1, 2, 3... Treaba ta, câte apartamente îți permiți. De la, așa cum spuneam, de la faza zero, ai niște costuri, evident, mai mici. Dacă mă prezint mai spre finalul construcției, finalizării imobilului să cumpăr, este evident că sunt alte și atunci, cred că asta a fost un criteriu în ceea ce s-a întâmplat acolo. Practic, eu consider că bună parte dintre cei păgubiți, ca să nu zicem și înșelați, au finanțat construcția acestor blocuri. Așa e, ele fiind, normal. Apartamentele fiind vândute ulterior la un preț mai mare decât era promisiunea de vânzare către alți cumpărători. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, existând niște promisiuni de vânzare-cumpărare la primii cumpărători, practic la investitori, la co-dezvoltatori, înțeleg că ele erau, cel puțin pe hârtie, înmatriculate la cadastru. Că tocmai de asta există o promisiune de vânzare-cumpărare, da? Marcată așa cum trebuie la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, astfel încât el să nu mai poată fi vândut. Deci, acele documente pe care le-a făcut, cine le-a făcut, persoanele care în momentul de față sunt obiectul sau subiectul, cum am vrea să-i spunem, anchetei PCA, au
procedat fără succes, după cum se vede și foarte bine că fără succes, la a fabrica aceste acte. Cum le-au fabricat? Asta se lămurește. Parchetul sau deja s-a lămurit. Deci vorbim de două lucruri. Poate a fost plăcomia și înșelăciunea și pe de altă parte falsificarea unor documente. Mă întreb dacă nu cumva toate aceste evenimente și ce se va mai întâmpla în continuare, și iată că nu vorbim, așa cum spunea Marius, de un singur caz, ci de mai multe, unele probabil vor apărea public în perioada următoare, vor genera o scădere a apetenței potențialor cumpărători de a achiziționa din faza zero Alina sau dintr-o fază modestă de edificare apartamente. Pentru că, iată, este un subiect despre care prima dată cred că au apărut informații în presă poate în urmă cu aproape un an. Păi chiar pot să greșesc, zic, Virgil, că în martie 2021, atunci când apărea în spațiu public pentru prima dată acest dosar, reprezentanții primăriei vorbeau despre anumite nereguli în edificarea imobilului. Deci, martie anul trecut. Să ne uităm la material și revenim după aceea. Deci, martie anul trecut, da? Da, da, da. Ar fi trebuit să nu existe etajul nou compartimentat. Mai ales să-i dau o funcțiune. Poate dacă era compartimentat ca să fie o uscătorie, o fiecare ceva de un spațiu tehnic pentru fiecare. În schimb, dacă dar apartamente. Dar nu apartamente, da. Pentru că nu e etaj curent de apartamente. Era punctul de vedere al arhitectului șef al Ploieștiului, Veronica Rădună, dat pentru prima oară când pornea ancheta în cazul complexului imobiliar White Tower. Am fost pe teren zilele trecute și am constatat că, într-adevăr, în etajul tehnic, în etajul nou, există o compartimentare. Nu a respectat autorizația, adică a făcut o compartimentare conform autorizației emise. Trebuia să fie un etaj necompartimentat, deci totul trebuia să fie liber. Și placa nu este la cota la cota de 1.80, de exemplu, la etajul tehnic. Nu a rezultat un etaj tehnic de 1.80, ci un etaj tehnic de 2.50. Doar că procurorii au mers la primărie să ridice un computer și alte documente care să arate modul în care au fost emise avizele și autorizațiile din cadrul Direcției de Urbanism. Este vorba de niște verificări, o procedură pe care o stabilește magistratul, sau ridica documentele, se verifică. Din surse apropiate anchetei reiese că dezvoltatorii au ridicat mai întâi blocul, iar mai apoi au demarat formalitățile pentru intrarea în legalitate. În perioada 2018-2022, un dezvoltator imobiliar din Ploiești a edificat un imobil cu destinația de locuințe colective în municipiul Ploiești, fără a respecta prevederile autorizațiilor de construcție și a documentațiilor tehnice aferente, încălcând totodată regulile stabilite prin planul urbanistic zonal, fiind construit un etaj în plus cu 30 de apartamente. Dezvoltatorii imobiliari, mamă și fiu, au încheiat o serie de promisiuni și contracte de vânzare-cumpărare, însă mulți din viitorii proprietari nu mai ajungeau să intre în posesia locuințelor. Doar că aceștia au încasat contravaloarea a cel puțin 24 de apartamente, chiar dacă erau construite și intabulate ilegal. Aici ar fi, arată ancheta, intervenția funcționarilor din primărie. Pentru intabularea imobilului, mai mulți funcționari publici din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul urbanismului și cadastrului au tocmit în fals o serie de documente care atestau recepția lucrărilor de construcție pe care dezvoltatorul imobiliar le-a folosit la înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară și la vânzarea apartamentelor respective. În acest caz, valoarea prejudiciului este de aproximativ 705.000 de euro. În acest dosar se află în arest preventiv un cunoscut avocat din Ploiești și cei doi dezvoltatori imobiliari, mamă și fiu. Alți doi notari, în biroul cărora se semnau actele, se află în arest la domiciliu. Am revenit. Marius, totuși, iată că încă de atunci se pare că se știa de aceste probleme. Da, e interesant.
Ce pot să zic? Ai văzut, Marius, că spunea inclusiv arhitectul șef al municipiului, dom'le, am mers în control acolo și am văzut am găsit care niște sunt lucruri regulile. Neconforme. Atunci, la demararea primei anchete. Da, și atunci te revenim la întrebările noastre, ale tuturor de aici, din platou. Păi se putea face lucrul ăsta fără niște complicități de altă natură? Că, ok, a venit și a venit, s-a întors la birou și ce a făcut doamna? A zis, dați-l jos, s-a dus și a zis, s-o, nu știu, eu cred că așa se face. Știu că e și un inspector pe teren în toate, care se poate duce, stop joc, nu știu, te pui în fața macaralei, nu mai construi, domne, mulți oameni, pui oameni în pericol, adică... Plus că se face ce te oprește pe tine ca funcționar să faci lucrul ăsta, nu? Te oprește cineva sau ceva te oprește, sau exact cum spuneai tu, Virgil, ce... i-a dat siguranță că totul va fi bine, adică că nu în sensul că va fi bine, ci de fapt vor ieși lucrurile așa cum își doresc ei sau da, cum au premeditat. Da, pentru că exact cum ziceai tu, Cristi, faptul că li se promitea că li se dă în alt bloc, în alt, peste drumul principal, să zic, pun așa, da, apartament, li se dau apartamente în alt bloc, era o lungire, dar asta sunt face, nu știu cum să spun, e doar e problemă de timpul până când te prinde. Nu e vorba că, adică, nu știu cum să zic, pare la mintea cucoșului suveica asta că la un moment dat se va rupe. Adică, dacă tu asta ai vrut, dacă nu cumva au fost alte lucruri acolo, deci este și într-adevăr e posibil, este foarte posibil, pentru că unul din dezvoltatorul, Lupu și cu mama lui, mi-e greu să cred că acum stau foarte liniștiți în arest, fără să colaboreze și probabil că și perchezițiile astea care sunt acum sunt ca urmare a unor colaborări, pentru că acum cu siguranță și procurorii se dumiresc cum stau lucrurile, dacă cineva a gândit de la început așa lucrurile și să vadă care sunt legăturile de, care le-au permis ca să ajungă în situația asta. Da, și dacă sunt să ne gândim, iată, face sens până la urmă toate discuțiile noastre legate de faptul că acest bloc era destinat a fi de birouri, a fost cumpărat, a fost schimbată destinația, pentru că practic surse apropiate a anchetei spun despre faptul că inițial ei au edificat clădirea, o aveau chiar și cu modificarea făcută pe aceste apartamente, mutarea cotelor pentru a edifica etajul nou și ulterior au mers să se pună în legalitate. Adică, domnule, hai că am făcut aici tărășenia asta, Cristi, hai să încercăm, Cristi, să intrăm... Știi ce? Uite cum sunt, avem dubla măsură în țara asta. Acum, din păcate, în decembrie s-a întâmplat nenorocirea de la ferma dacilor, da? Acolo omul ăla a dezvoltat o zonă, nu, uite, alții au construit în mijlocul orașului, Ploiești, adică în orașul Ploiești, undita mai da, mângă oaia. Da, nu e ca și cum e ceva în spate, o magazin în spatele unei, da, clădiri de 9 lei. Și oamenii ăștia au putut să o facă, iar omul acolo, stai domne că n-ai autorizație, ai de edificare, n-ai de edificare. Cred că și legea este atât de ușor de interpretat și de ocolit, încât dă posibilitatea tuturor la o adică să scape și bazma curată, dacă se retrag toate plângerile, cam care ar mai fi infracțiune? Le dă banii oamenilor înapoi și care, nu? Că poate că, din punct de vedere al actelor din primărie, sunt contravenții, sau știu eu, nu știu. Dar rămâne o infracțiune de fals și probabil că, nu știu, cât o să stea acum în arest, adică nu văd ca fiind asta soluția, o văd ca schimbarea legii, în primul rând. După un astfel de scandal, să se schimbe ceva cu adevărat. Adică să văd eu că se schimbă legea în sensul în care să se dea mai ușor, mai strict, mai greu, nu știu, autorizațiile. Pentru că cred că cu toții am cerut la un moment dat, mai discutam până să intrăm în emisiune, discutam despre cât de greu ne este unui om simplu să intre în legalitate cu un gard. Da. Cu un gard. Da. O bună întrebare este și cum au putut lucra cu băncile. Cum au primit creditări? Că dezvoltatorii au și niște credite contractate pentru această investiție. Virgil, ai de... Nu știu cum au putut lucra cu băncile. Teoretic, banca în calitate de finanțator care umblă să-și recupereze creditele cel puțin neperformante, ca să le spunem așa, deși aici nu putem să vorbim de un credit neperformant,
Are oameni care chiar te verifică. Verifică, dar și cu casă. Dar verifică în acte de cele mai multe ori. Nu verifică la fața locului. Eu nu știu. Verifică la fața locului până experții ai băncii. Agreați de bancă, da. Care sunt oameni de meserie, ei știu ce. Numai că la o casă, dacă o construiești, mai ales în oraș, unde normele de siguranță în construcții sunt mai dure decât ceea ce înseamnă construcțiile de mediu rural, pe lângă faptul că expertul desemnat de bancă se uită la ceea ce faci ca să fie sigur că ceea ce faci, că faci ceea ce trebuie, pentru că teoretic finanțarea trebuie să vină pe etape. Adică ți-am dat banii pentru prima etapă, dar nu-ți dau în continuare bani dacă tu n-ai făcut prima etapă așa cum trebuie și n-ai finalizat-o. Te referi la banca, cea care finanțează constructorul. Da, care finanțează pe constructor. Dar mai este și oameni care au luat cu credit de la bancă locuințele. Cu prima casă, de exemplu. Cu prima casă și așa mai departe. Adică și acolo ori banca a fost păcălită, ori primii care l-au luat. Dar e foarte important de eu știu că mi-am luat apartament prin noua casă și m-au verificat și au verificat. Ori primii cărora li s-au dat aceste apartamente au fost tocmai cei care au luat credite cu banca și atunci le-a închis gura. Adică ei și-au văzut băncile. Da, nu știu, eu vorbeam aici de banca în calitate de finanțator care să sprijine procesul de construcție, da? Da, și mai este și inspectorul de stat în construcții. Deci, așa cum spuneam, o casă cu un etaj, dacă o construiești în Ploiești, ai cel puțin vreo 4 faze determinante. Dacă nu, cumva, s-or fi înăsprit regulile. Dar 3-4 faze determinante la care inspectoratul de stat în construcții să-ți vină în control, n-ai cum să nu ai. Obligatoriu la turnarea plăcii, că-i placa peste parter, că-i placa peste etajul 1. Inspectoratul stat în construcție, reprezentanții lui, sunt prezenți. Și mai mult decât atât, sunt nevoie ca dirigintele de șantier? Dacă sunt. E, acolo vorbim, deci în materialul pe care l-ai prezentat, Alina, s-a făcut referire la placa. Da, a spus, placa nu era la înălțimea de 1,80 m, poate am reținut greșit, dar eu cred că era mai mare, așa? Nu? Mai are distanță. Deci era la 2,50 m. Păi, unde a fost ISEC-ul acolo? Au făcut apartamentele mai de lux. Bun, o să vă nu există, era etaj tehnic, atenție, exact, etajul tehnic, că da, era și de 1,80 m. Nu presupune sarcină pe el în afară de instalațiile pe care le ai acolo. Că de-aia se numește etaj tehnic. E precum exact, camera tehnică pe care avem acasă, acolo unde avem centrala termică și alte lucruri. Da, canalizare, robinete. Un pic, pentru că săptămâna trecută apărea un document legat de acest dosar, semnat de către primarul Andrei Volosevici. L-a avut și o reacție în acest sens. Vedem materialul și revenim. Certificatul de atestare a edificării despre care primarul municipiului Andrei Volosevici spune că ar fi un fals face dovada că imobilul prezentat ar fi fost finalizat în procent de 90% și că ar avea un număr de 272 unități individuale construite cu destinația sediu administrativ, birouri. Birouri și nu apartamente, având în vedere că între timp i-a fost schimbată destinația. Avem o cerere cu numărul ăsta, depusă în 8-a-ntâie. Asta este ceea ce se face la nivel informatic și cererea aici, cu același număr. Avem și constatarea pe procesul verbal al organelor de anchetă că sunt cererile depuse, niciun răspuns, și mi-apare în presă un răspuns, care din punctul meu de vedere este un fals mizerabil. Edilul Andrei Volosevici spune că va face verificări amănunțite și că va face și o plângere penală în acest sens. Nu înțeleg să formulez plângere, să mă lămuresc despre ce e vorba. Din primăria municipiului Ploiești, așa cum este procedura, nu a ieșit niciodată așa ceva. Punct. Nici n-avea cum. Dacă vă uitați că... Este semnătura dumneavoastră? Este o... Nici măcar semnătura mea, un fals. Dar este o chestiune pe care o verificăm. 5 persoane au fost reținute de procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești în dosarul privind realizarea 10 de apartamente în plus față de numărul prevăzut în autorizația de construire a blocului White Tower din municipiul Ploiești.
Iată Virgil Marius și primarul implicat în această speță mai nou. Cine să vrea acest lucru? Nu știm. Așa cum a spus și domnul primar, s-a uitat pe document și a zis că este un fals. Da, implicit, dacă este un fals, nu putem să vorbim despre o implicare, putem să vorbim despre faptul că vrea sau nu vrea, este nevoie să participe la clarificarea acestor lucruri. Acum, nici nu cred că e nevoie să facă domnia sa o plângere penală. Dacă acel document chiar este un fals și el se află într-un dosar de autorizare a acestor activități de construire, oricum procurorii se vor uita la el și dacă e un fals, deci ajungem unde? Înapoi la fals, uz de fals și uz de fals în formă continuată, nu? Adică... Pe de altă parte, nu înțeleg genul ăsta de obligație a primarului să semneze orice autorizație în condițiile în care poate habar n-are. Ok, poți să semnezi pentru conformitate, că e pentru respectarea procedurii, dar nu pentru ca să-ți așa asume primarul. De-aia zic că nici eu nu cred că e vorba de implicare în faza asta a primarului, dar să semnezi, că vorba aia semnezi ca primarul. De unde se știe? Că nu-i numai de urbanism, sunt atâtea lucruri, domenii de activitate în care primăria este activă și primarul dă semnătură și înseamnă că el răspunde. Nu, în primul rând trebuie să răspundă cei de la urbanism, cei de la, nu știu, de la fiecare... Sigur. Sunt multe semnături în spate până la semnătura primarului. Asta odată și mai trebuie să ținem cont instituție. Și de faptul că în trecut s-au depistat probleme aici, da, cu acest White Tower. Deci nu cred totuși că primarul ar fi avut curajul sau... Păi, semneze ceva care știa că va dăuna mai târziu. Foarte bine punctat, Alina, pentru că la un moment dat, potrivit unor surse apropiate de anchetă pe care eu le-am accesat, se căuta o copie a unui document chiar de pe vremea fostului edil, Adrian Dobre. Și nu se găseau, cel puțin când au venit la percheziții oamenii legii. Deci, da. Acum că primarul că a venit și așa mai departe, știi, e ca în cazul fermei dacilor cu fostul primar și actualul exact. Primar și cu fostul președinte de Consiliul Județean Prahova care trebuia să continue, dar n-a mai fost în funcție și cu noul președinte care n-a mai continuat și așa mai departe, adică tot în cheia asta se joacă totul. Da, în cheia asta se joacă tocmai ca să se scape de răspundere sau să se ascundă niște lucruri, așa o văd în momentul ăsta. Așa că eu cred că deocamdată povestea asta nu s-a închis. Surprizele mai mari cred că o să apară de aici încolo. Sau poate, nu știu, se va închide povestea cu doi vinovați. Se pare că mama vor mai fi anumite mama persoane. Mama și fiul. Care totuși vor mai apărea în acest dosar din surse pe care le deținem. Nu cred că se moment. Poate închide cu doi vinovați, fiind totuși mai multe persoane la ora aceasta supuse măsurilor specifice. Da, rămâne totuși de văzut, pentru că continuă această anchetă. Până una alta vreau să vă spun faptul că și este foarte important de precizat, există și o contestație a Ritei Neagu și a celorlalți angajați, Bălescu, Puiuleț, care vor face în fața instanței o contestație, având în vedere măsurile impuse. Vorbim despre cei doi funcționari din cadrul primăriei Ploiești cu în arest la domiciliu și alte trei persoane în control judiciar. Știm că între acestea se află un apropiat al familiei dezvoltatorilor și pare să din informații, dar încă verificăm, dirigintele de șantier, despre care până la acest moment nu știm mare lucru. Ei, și dirigintele de șantier, Cristi, este al constructorului, nu? Corect. Omul făcea ce trebuie să facă pentru banii pe care îi primea. Normal, un diriginte de șantier trebuie să fie un om independent. El este plătit de către constructor sau de către dezvoltator, pentru că și pe diriginte trebuie să-l plătească cineva. Dar, normal, trebuie să fie independent și să sesizeze problemele, inclusiv către inspectorat de stat în construcție și către celelalte instituții. Eu cred că trebuia plătit un diriginte de șantier în general, pentru că toate problemele astea cu nerespectarea numărului de centimetri de asfalt pentru toate comunele sau în toate, în foarte multe dintre comune, în complicități cu diriginții de șantier,
s-au întâmplat tocmai din cauza faptului că erau plătiți de constructor. Ar trebui să fie plătiți și la finalul lucrării, când aia, să fie decontat de constructor către autoritatea care îl angajează pe acest diriginte de șantier, ca să fie cu adevărat obiectiv. Așa e destul de dificil să-l... Da, în fine, să ne complicat. Gândim că s-au jucat cu viața unor oameni, dacă practic au făcut niște locuințe și... E de văzut exact ce se întâmplă. Până una alta continuă ancheta și vom face verificări în acest sens în continuare și să venim cu toate detaliile. Ar mai fi multe, foarte multe de discutat pe această speță, doar că turul de forță a ajuns la final. Mulțumim pentru atenție, Cristi, Virgil, Marius. Mulțumim. Da, într-adevăr, mulțumim pentru prezență. Invitație. Mulțumim. Vă așteptăm data viitoare cu noi subiecte la fel de interesante. Vom urmări acest material. Rămâneți cu noi, la revedere!